salutare prieteni, astăzi vom monta ragurile laterale. Sunt băgate aici în ăsta. Cred că ne trebuie o șurubelniță, o cheie de 10 sau de 8, nu știu sigur, și cheia de 19. Va trebui întâi să despac aici ragul ăsta mic, are două șuruburi, să-l dau jos, desfăcute clipsurile astea. Și pe partea și pe alta, și pe aia vom trage de pragul original, îl vom da jos. Are niște clipsuri care sigur le vom rupe, majoritatea, însă noi avem aici un pachet altele. Haideți să-l atragem. Șurubul ăsta aici, aici avem un clips din acesta. Ok. Și aici, neapărat un cricket, că n-aveți cum. N-aveți o șurubelniță așa de mică. Un cricket ca asta de șurubați. O dați roata jos eventual dacă... Asta e cel mai bun. După ce am desfăcut toate șuruburile, acum ar trebui să tragem de toată afară. Cam asta e. Haide să vedem ce am salvat. Asta da, este salvat. Asta e rupt. Asta e salvat.
Am reușit să adun câteva din ele, cu toate. Acum vom desface și vom pregăti pe cealaltă pentru montaj. Bun, am montat deja pragurile. Mașina, mă scuzați, e murdare din cauza că a plouat și încă stă să plouă afară. Am venit la vulcanizare să schimb un cauciuc că mi s-a găurit. Vă arăt așa cum am, practic, aveți aici șurbule de 19 și cele de, vedeți, acesta e de 10. Deci aveți de 10 aici, am 1, dar la jumate sunt 2 și aici este de 19. Aveți niște, să zic, capace din cauciuc care le scoateți și băgați acest șurub. Și sunt 1, 2, 3, 4, pe care montați și această apărătoare de protecție. Cam asta e tot. Nu este deloc greu de montat. Aici va trebui să găsești ceva să-l prind, că mi-a rămas așa. Va trebui să prind ceva, să stea drept. Bun. Sper că am fost de folos.